Salutare! Bine ați venit la lansarea numărul 140 a revistei de Software Magazine. Astăzi vom vorbi în principiu despre software Craftman și nu numai. Hai să vedem un pic care o să fie agenda. Așa să mă pun. Ok. Bun. Vom începe cu... Câteva cuvinte de deschidere din partea lui Cristian, după care vom continua cu Alexandra care ne va vorbi despre de la cum se dezvoltă practic un, un produs și veți vedea niște idei interesante. Puteți citi de asemenea și articolul din revistă. După care vom vorbi despre business process management, unde Daniel Pavel ne va. Da mai multe detalii, veți vedea că e uh, un fel de nou cod din perspectiva mea, dar poate greșesc. Uh, după care continuăm cu uh, Daniel Oros, care e UX designer, nu știu că Daniel e aici, Car... A, așa, ok, da, uh, o să aveți, vedeți că are și o poză interesantă în revistă. <laughs> uh și el ne va vorbi despre o perspectivă sa de designer, cum putem și ce ar trebui să luăm în considerare în momentul în care creăm un produs. Uh, și, uh, a, și eu teoretic o să vă mai zic ce, de un proiect care m-am tot jucat în ultimul timp cu el uh, și până la urmă la un CGPT. Din păcate n-am reușit să, uh, să instalez toată chestia aici, dar o să vă zic mai multe. Bun, și la panel vom vorbi, bineînțeles, de pe software Crevman și aici aștept și întrebările voastre. Uh, și nu numai la panel, pe parcursul, mă rog, evenimentului puteți pune întrebări. Vom, vom da și trei bilete la conferința noastră de developers. Uh, iar la panel vor fi alături de noi Sir Rantal, Head of Development la BT Code. Uh, eu am să fiu moderatorul, Alex oflică, Software Architect la Betfair, cred că tocmai a ajuns, parcă da... Uh, Dan Avram, uh, Deputy Director Retail Products Banca Transilvania, sună foarte fine. Uh, și uh, mai avem Daniel Pavel, Cloud Solution Architect. Oare Daniel? Așa, da. Uh, și Roxana Mureșan, nu știu dacă a ajuns. A, ah, așa, perfect, de la, de la Accenture. Uh, cu Roxana o să ne întâlnim și la Târgu Mureș săptămâna viitoare unde mai avem o lansare. Așa, dacă vreți să veniți la Târgu Mureș, uh, vă aștept și acolo. Bun. Cam atât ar fi din partea mea. Mulțumim partenerilor revistei.